Bună ziua, stimați spectatori! Iată, a șasea noastră emisiune. Astăzi ne vom ocupa de importanța cui? A regelui în șah. Despre ce este vorba? Țineți foarte bine minte că v-am zis, regele este cea mai importantă figură, dar nu cea mai puternică. Astăzi vom înțelege mai bine importanța regelui. Știm, în timpul partidei, oricare din parteneri poate captura oricare figură, dar, cu excepția regelui, și partida tot că continuă până la judecarea victoriei. Dar, în momentul în care regele dispare, partida s-a terminat. Deci, putem deduce că scopul unei partide de șah este capturarea regelui advers. Dar să nu credeți că e atât de simplu. Și, bineînțeles, durata menținerii unui rege, să zicem așa, pe tron, pe tabla de șah, este bineînțeles depinzătoare de felul în care se comportă figurile care se află în subordinea sa. Astfel, fiecare din jucători va încerca să atace regele advers, dar piesele trebuie să aibă menirea ca, la momentul potrivit, să-și apere propriul rege. Să nu credeți că e atât de simplu, doar fiindcă am putut defini în câteva cuvinte. Jucătorii își deplasează piesele pe tablă nu oricum, ci după planuri strategice și tactice foarte bine definite. Dar ce se întâmplă dacă totuși adversarul ne amenință să ne ia regele la mutarea următoare? E, în acest moment, partenerul trebuie să ne anunțe cu glas tare șah. Adică, în limbaj militar, un fel de somație. Iar noi, dar nu avem voie să lăsăm regele acolo, că atunci pierdem partida. Deci, trebuie să găsim o modalitate de a apăra regele. În acest sens, voi arăta câteva poziții de șah în care vă voi arăta, practic, modul de apărare a regelui. Să ne uităm din nou pe tablă cu ajutorul prietenului meu. Observăm, bineînțeles se observă, este din punctul de vedere al negului, că regele negru de la A8 este atacat, deci în șah, de către dama albă de la C6. În cazul acesta avem trei posibilități de obicei de apărat. Unul și cel mai simplu, plecarea regelui, care în acest caz practic ar însemna mutarea regelui de la A8 la B8, unde nu ar mai fi atacat. Altă posibilitate este interpunerea damei în damei proprii, deci dama din C8, în calea damei adverse din C6, adică mutând dama B7. În acest moment se observă o legătură. Ce este această legătură? Foarte simplu. După cum vedem, nici dama din B7 neagră, nici dama albă din C6 nu mai poate pleca de pe diagonala H1 A8. De ce? Fiindcă pe această diagonală se află și regele alb din G2 și regele negru din A8. Tot în poziția de la care am pornit, a treia posibilitate ar fi, bineînțeles, capturarea figurii atacatoare. Dacă țineți minte, am vorbit emisiunea trecută despre acest lucru. În acest moment, întâmplător, după cum a observat computerul, este și șah. Sau chiar mai puțin întâmplător, fiindcă eu am ales special această poziție. De ce este șah? Fiindcă, după cum vedeam, regele din G2 și dama din C6, ambele albe, se află pe aceeași diagonală pe care se află și regele nostru din A8. Astfel ați văzut cele trei posibilități care sunt de obicei posibile într-o poziție în care regele nu este atacat. Adică, interpunerea, plecarea cu regele sau capturarea piesei adverse care ne atacă regele. Dar nu în toate poziție este posibil acest lucru. Și acum ne dăm seama, țineți minte ce v-am zis la mutarea regelui. Regele nu se poate deplasa pe un câmp controlat de o piesă adversă, nu poate fi lăsat în priză, deci nu poate fi susținut de o altă figură și nici nu poate captura o piesă adversă care este apărată. Acum să încărcăm altă poziție din computer, din memoria computerului, care va putea exemplifica și mai bine cele predate astăzi. Așteptăm câteva clipe, după care
computerul prompt întotdeauna ne va arăta poziția de pe tablă. De data aceasta s-o privim cum am fi noi alb. După cum vedem, calul alb din F6, acesta, amenință regele negru din G8, deci șah. De data aceasta nu mai există posibilitatea interpunerii unei figuri, fiindcă unui cal nu se poate interpune nimic, știm acest lucru, fiindcă calul sare. Deci, regele poate pleca ori la F8, ori la G8, ieșind astfel din, bătaia calului, sau poate captura calul cu nebunul din G7. Vedem, și atunci dispare amenințare. Regele negru nu se poate deplasa la H7 din cauza că observăm câmpul H7 este controlat de calul din F6. Observăm, nici computerul nu acceptă această mutare, că își dă seama că este ilegal. Să vedem altă poziție. Da. Acum, șahul, amenințarea regii se produce de cea mai neînsemnată figură de pe tavla de șah, adică pionul. Acum putem vorbi despre o furculiță. Ce este aceea o furculiță? Uitați, facem și puțin vocabular. Furculiță este când două piese sunt atacate în același timp, de către un pion de obicei. Acum, în cazul nostru practic, care sunt cele două piese? Păi observăm, o piesă este regele din B1, pe care îl vedem, adică șah, și o piesă nebunul din D1. Deci putem în acest caz zice șah nebun. Albul are două posibilități, ori plecarea regelui la A1 sau la C1, ori capturarea de către nebun a pionului advers, ceea ce aduce la îndepărtarea amenințării și se produce cu șah. Și ultima poziție care aș vrea să o mai vedem. De data aceasta este vorba de o poziție în care șahul nu se produce imediat, dar în schimb vreau să vă exemplific un nou tip de șah, anume, dacă turnul alb din F2 ar pleca la H2, observăm că există două șahuri, adică șahul nebunului din E1, care amenință regele din H4, și a turnului din H2. Acesta se numește șah dublu și în acest caz, regele negru poate doar pleca, nici nu există posibilitatea de a captura piese sau de a interpune cazul unui șah. Cam atât despre importanța regiei în șah în emisiunea noastră de astăzi. Ca temă, vă rog, dacă puteți, o temă grea, să-mi găsiți modul de deplasare a unui cal din G1 pe toate câmpurile unei table de șah, fără să treacă de două ori pe același câmp, deci fără să poposească de două ori pe același câmp, dar să fie toate câmpurile trecute de cal. Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere! Bun găsit, stimați spectatori! Dacă vă amintiți, data trecută am vorbit despre atacul asupra regelui. Astăzi ne vom pune următoarea întrebare. Ce se întâmplă dacă noi atacăm regele advers și acela sărac nu are nicio posibilitate să se apere? În această situație foarte fericită pentru noi și absolut nefericită pentru adversari, se termină partida și în limbaj militar se poate numi o capitulare necondiționată a adversarului. Dar dacă după un conflict armat real urmează o conferință de pace, după partidă de șah, dacă adversarul acționează în spiritul fair play-ului, acesta ne întinde mâna, oprește ceasul de control și se recunoaște învins. Dar credeți că este simplu de dat mat regele advers? Nu, este foarte greu de obținut acest lucru. Eu astăzi vă voi arăta mai multe poziții de mat pe care v-aș ruga să le studiați, fiindcă se poate întâlni destul de des într-o partidă de șah. Deci, întorcându-ne la mat, după mat, arbitru, dacă este într-un turneu partida respectivă, deci nu la o partidă.